Familia copilei din satul Brejoaia din comuna Livezeni, jandarmii, polițiștii și localnicii o caută fără încetare. Fetița ar fi plecat în pădure după fratele ei și nimeni nu a mai văzut-o de atunci. Disperați, părinții se roagă neîncetat să o găsească în viață. Au fost căutări, deja la ora 11 se caută în continuare, dar nu este de găsit fetița. Și încă domnii nu pleacă de aici, poliția. Am trecut la deal, era într-un pantalon scurt, o căbășuță pe ea, nu mi-a dat cu saba ce face, ce nu are. De atunci n-a mai văzut-o nimeni? N-a văzut-o nimeni. Că a luat-o în stângă, că a luat-o în dreapta, aia a fost. În continuare, locul plin de animale sălbatice este periat de salvatori, dar și de zeci de voluntari. Zona este una periculoasă, spun oamenii, iar acest lucru îi face să se gândească la cele mai negre scenarii. Căutările s-au desfășurat atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, pe o rază de peste 10 km, iar la acest moment se acționează în continuare cu efective mărite, împreună cu jandarmii, pompierii și voluntarii, pentru găsirea fetiței. Toată lumea speră ca fetița să fie găsită cât mai repede. Localnicii spun că n-ar fi prima oară când copila dispare de acasă. A fost găsită de fiecare dată până acum. Un accident grav s-a produs în această dimineață pe drumul național 6 în județul Giurgiu. 4 mașini s-au făcut praf după ce un șofer a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens. Nenorocirea a avut loc între localitățile Stâlpu și Valea Plopilor. În urma impactului, 2 oameni au fost răniți. Medicii spun că starea lor este stabilă și că viața nu le este pusă în pericol. Circulația rutieră a fost oprită pe timpul cercetărilor aproape o oră pe sensul de mers București-Alexandria, timp în care s-au format cozi de mașini pe câțiva kilometri pe ambele sensuri. Peste 200.000 de oameni sunt așteptați la mitingul PSD din Piața Victoriei, care se va desfășura sub sloganul Vrem prosperitate, nu securitate. 10 de autocare cu membrii și simpatizanții ai socialdemocraților din toată țara au plecat spre București. Manifestanții PSD trebuie să ajungă în Piața Victoriei la ora 18. Filialele partidului au primit instrucțiuni clare. În primul rând, oamenii trebuie să vină îmbrăcați în bluze albe sau costume populare. În Bistrița, oamenii s-au adunat încă de la ora 6 dimineața în grupuri organizate, mărșăluind către autobuzele care îi așteptau aliniate. În total, 20 de autocare și 30 de microbuze au pornit spre Târgu Mureș, unde au preluat participanți din alte județe. După cum vedeți, mergem la mitingul PSD, mitingul de susținere a legilor justiției, pentru o țară mai frumoasă, pentru o țară mai liberă, pentru o țară mai democrată. Astea sunt gândurile cu care plecați. Da, acestea sunt gândurile cu care plec eu la miting împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat. Ne îndreptăm spre capitală, sperăm să dea și rezultate, plecarea noastră și ce să zicem, mai multe acolo. Înainte de a-și ocupa locurile, fiecare participant a primit câte un steag, o pancartă cu mesaje de susținere și o panglică roșie. În Dej, organizatorii s-au asigurat că au suficiente provizii pentru drumul de 7 ore până în capitală. Adunarea s-a dat la 6 dimineața. Mergem la București pentru a participa la mitingul PSD-ului din această seară. Sunt aproximativ 100 de persoane din Dej, aproximativ 20 de persoane cu mine din microfe. 5 autocare cu 200 de persoane au pornit din Timișoara de la sediul PSD. În total, din tot județul participă 2000 de persoane. Autocarele au fost burdușite cu cutii de sandvișuri și baxuri de apă pentru cele peste 10 ore de drum. Susținătorii PSD din Maramureș au pornit de vineri seară cu autocarele să militeze pentru libertatea prosperității fără cătușe și zăbrele, potrivit imaginilor cu care s-au mândrit pe site-urile de socializare. Din județul Iași au plecat 5.000 de membri și simpatizanți PSD, din Vaslui 3.000 de persoane, iar din Botoșani puțin peste 1.000. În total, spun organizatorii, peste 200.000 de oameni sunt așteptați la mitingul din Piața Victoriei. Mijloacele de transport au fost închiriate încă de acum o săptămână, pe când liderii PSD au anunțat data mitingului. Autocarele vor staționa în zona complexului Romexpo, pe calea Plevnei, în zona Palatului Parlamentului, pe calea 13 septembrie, ori pe bulevardul Chiselef. Manifestanții se vor îndrepta apoi pe jos spre Piața Victoriei. Jandarmii au anunțat și ei măsuri sporite de securitate. Organizatorii adunărilor publice trebuie de asemenea să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor obiecte contundente, materiale incendiare, substanțe de lacrimogene și orice fel de obiect care poate pune în pericol siguranța persoanelor. Filialele partidului au primit instrucțiuni ca participanții să vină îmbrăcați în bluze albe sau în costume populare, să aibă
stegulețe tricolore, să poarte în piept un autocolant cu logo-ul partidului și să aibă la ei lanterne mici sau telefoane mobile cu bliț. De asemenea, fiecare dintre ei trebuie să aibă printat imnul. Pe lângă mitingul PSD, în capitală se vor desfășura alte 13 evenimente care paralizează orașul. În mai puțin de o oră, centrul capitalei va fi blocat de marșuri și proteste. 14 evenimente de stradă îi vor ține ocupați pe manifestanți. Mii de oameni sunt așteptați să ocupe Piața Victoriei la mitingul PSD, în timp ce alți participanți vor fi în mișcare la Marșul Normalității sau cel al comunității LGBT. Misiunea grea de a se descurca în condiții de trafic restricționat, dar și de a vâna un loc de parcare, va reveni șoferilor. Așa că mare atenție ce traseu alegeți dacă aveți în următoarele ore drum prin capitală. Traficul va fi restricționat între orele 13:30 și 22 în mai multe zone din capitală, după ce vor fi organizate 14 evenimente de stradă. Piața Victoriei va fi blocată toată ziua. Acolo vor avea loc 3 dintre evenimente. Primul este Marșul pentru Normalitate al Noii Drepte, programat să înceapă de la ora 13. Traseul pornește din centrul orașului până la dealul Patriarhiei ca punct final. Acest marș este organizat pentru susținerea familiei întemeiată prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie. De la ora 17:30, tot din Piața Victoriei, vor porni în marș și reprezentanții comunității gay din România, reuniți în Marșul Diversității. Aceștia vor străbate Calea Victoriei și se vor opri în Piața Universității. Marșul Diversității va sărbători 40 de ani de când a fost creat steagul curcubeu ca simbol al solidarității comunității LGBT. De departe însă cel mai animat eveniment se anunță a fi mitingul împotriva abuzurilor organizat de PSD de la ora 20 la ora 22, tot în Piața Victoriei. 300.000 de oameni sunt așteptați să ajungă acolo din întreaga țară, potrivit declarațiilor lansate de socialdemocrați. Vor fi deci manifestanți, dar și foarte mulți jandarmi și polițiști. Brigada rutieră a capitalei va restricționa temporar traficul rutier din cauza mitingului PSD. Recomandăm tuturor să acceseze site-ul, precum și pagina oficială de Facebook a Poliției Române, unde vor fi postate zonele și intervalele orare cu restricții rutiere, precum și hărțile cu rute ocolitoare. De la ora 14, traficul rutier va fi blocat pe șoseaua Chiselef, de la Arcul de Triumf până la piețele Victoriei și Presei Libere. Trafic restricționat va fi și pe străzile Paris, Arhitect Ion Mincu și pe bulevardul Lascăr Catargiu, între Piața Romană și Piața Victoriei, dar și între Piața Victoriei și bulevardele Dacian și Aviatorilor. Poliția va survola capitala cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din Ministerul Afacerilor Interne. În acest elicopter se va afla un polițist rutier care va transmite informații utile colegilor de la SOL în vederea acționării în zonele unde există probleme de fluență a traficului rutier. Elicopterul va supraveghea și desfășurarea celorlalte 10 evenimente care vor avea loc în capitală. În Piața Constituției, de exemplu, artiștii teatrului Excelsior vor organiza spectacolul Vlai cu Vodă și vor fi astfel impuse restricții de circulație. Pe străzile din București se vor desfășura și spectacole în aer liber, un cross, campanii de informare și un marș care militează pentru modernizarea zonei prelungirea Ghencea Domnești. Evenimentele din București au intrat în vizorul diplomaților. Ambasada Statelor Unite ale Americii a postat pe site-ul său o alertă cu privire la demonstrațiile care au loc în capitală. 4 demonstrații și proteste separate sunt așteptate. Se așteaptă un număr mare de participanți și se estimează că traficul pietonal și cel al autovehiculelor în aceste zone va fi afectat în mod negativ, se precizează pe site-ul ambasadei. Alerta anunță că vor avea loc așadar Marșul Comunității LGBT, Marșul pentru Normalitate, mitingul PSD, dar și un miting de protest împotriva socialdemocraților. Personalul ambasadei SUA este sfătuit să evite mulțimile agresive sau agitate și să rămână constant în stare de alertă. Este avertismentul care încheie alerta pentru demonstrații. Emoții pentru Simona Halep, care joacă astăzi de la ora 16 în finala turneului de la Roland Garros. Sportiva noastră încearcă să obțină astfel un prim titlu de Grand Slam după ce se află pentru a patra oară în finală la un turneu de asemenea învergură. Indiferent de rezultatul meciului din finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens, Halep își va păstra locul întâi în clasamentul WTA. Simona a avut un traseu mai greu până în finala French Open față de adversara ei din ultimul act, Sloane Stephens. Românca a fost nevoită să stea pe teren o oră și 13 minute în plus față de câștigătoarea US Open.
Dacă Simona se va impune astăzi, va fi a doua româncă învingătoare într-o finală de Grand Slam, chiar de la Roland Garros, după 40 de ani. O asemenea performanță a fost atinsă anterior de Virginia Ruzici în 1978. Nereguli grave găsite la o patiserie din Constanța care livra produse către două grădinițe. Comisarii OPC au descoperit că produsele care ajungeau pe masa micuților erau depozitate în condiții mizere la temperaturi de aproape 27 de grade. Inclusiv ustensilele cu care erau preparate erau ruginite și învechite. Patiseria a fost închisă imediat. Nu am lăsat exact așa unde l-am găsit. Ca să putem să luăm o temperatură. Exact unde l-am găsit, vă rog să-l lăsați. Da, era sub masă, lăsăm aici. Alimente ținute în condiții mizere la 27 de grade Celsius, fără a fi ferite de praf sau muște, dar și ustensile de bucătărie murdare și vechi. Sunt neregulile care i-au scandalizat pe comisarii protecției consumatorului veniți într-o vizită inopinată la patiseria din Constanța. Unitatea se laudă că vinde produse proaspete. Ba mai mult, aceasta are contract de livrare către două grădinițe din oraș. Însă felul în care erau preparate produsele pentru copii lăsa de dorit, au declarat inspectorii OPC. În plus, cele mai multe alimente aveau termen de valabilitate necunoscut. Păi are 20 de kg. Haideți să o facem de acolo să vedem ce este depozitate în ei. E margarină. Margarină. 80% margarină sau margarină, 85% grasă era în cornurile pentru copii. În felul ăsta depozitată, în felul ăsta procesată. Pe asta e, pe asta e tot la 27 de grade. Dar eu nu livrez cornul. Reprezentanții OPC Constanța au închis temporar patiseria, iar patronul acesteia a fost chemat să dea explicații la sediul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului. La fel și reprezentanții celor două grădinițe care au contract de aprovizionare cu patiseria. Tragedie românească peste hotare. Un român a murit în Austria la cules de căpșune. Omul abia ajunsese acolo. Apucase să stivuiască niște lădițe când s-a prăbușit fără suflare. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tânărul de 36 de ani din Bacău a plecat miercurea trecută la cules de căpșuni în Austria împreună cu alți patru români. A apucat să muncească 3 zile, însă în a patra a murit. Mama tânărului spune că nu știe nimic despre persoanele care l-au însoțit. Cineva a contactat-o telefonic și a spus că fiul ei este mort, se află la morga unui spital din Austria și să vină să ridice cadavrul. Femeia nu cunoaște nici cauza exactă a morții băiatului său. Persoana care a sunat-o i-a spus doar că tânărul a muncit toată ziua la căpșuni, a apucat să culeagă 15 lăzi și la scurt timp s-a prăbușit fără suflare. Este a doua tragedie care lovește familia. Fratele tânărului a murit exact acum un an după ce a căzut și s-a lovit la cap. Femeia care și-a pierdut acum ambii copii spune că are nevoie de ajutor bănesc să aducă acasă trupul fiului său. Pensia ei este de 500 de lei, iar pentru a-și aduce băiatul acasă are nevoie de 3000 de euro. Românii din Austria s-au mobilizat și au organizat o strângere de fonduri pentru repatriere. Urmărire ca în film, în capitală, cu final neobișnuit. Un bărbat de 24 de ani a sărit în râul Dâmbovița ca să scape de polițiști. Agenții au făcut semn să oprească în trafic, însă șoferul nu s-a conformat. După câteva minute în care a încercat să-și piardă urma, bărbatul a crezut că dacă sare în apă nu va fi prins. Nu a durat prea mult aventura sa, pentru că a fost imediat recuperat din râu, încătușat și dus direct la secție. Acolo polițiștii au descoperit că tânărul nu avea permis de conducere și că a fost recent eliberat din închisoare. Bărbatului i s-a făcut semn de către agenții de la rutieră să tragă pe dreapta în zona Splaiul Unirii din capitală. Șoferul a refuzat însă să se supună. Ba mai mult, a călcat pedala de accelerație. Imediat, echipajul a pornit în urmărirea sa pe străzile din București. Când a văzut că nu reușește să scape de polițiști, bărbatul și-a abandonat mașina în apropiere de șoseaua de centură și a plonjat plin de avânt în râul Dâmbovița. A crezut că așa va reuși să își piardă urma, însă nu a ajuns decât până la celălalt mal. A mai fugit câteva sute de metri, iar polițiștii l-au prins și încătușat. În timpul urmăririi, unul dintre agenți a tras și un foc de avertisment. Bărbatul de 24 de ani a fost dus la sediul brigăzii rutiere pentru audieri. Acolo autoritățile au descoperit că acesta nu avea permis de conducere și că a fost eliberat în luna aprilie din închisoare, având la activ mai multe condamnări pentru furt.
Hoțul care a spart un magazin de bijuterii din Reșița și-a fugit cu o captură zdravă în ajuns acum pe mâna poliției. A fost prins la aproape 6 luni de la comiterea faptei. Jaful s-a desfășurat după un scenariu de film. Individul a creat o gaură în tavanul magazinului pentru a ajunge cu ușurință în interior. Apoi a pus mâna pe bijuterii și dus a fost. Bărbatul de 34 de ani a fost prins în urma unor percheziții făcute de polițiștii din Caraș-Severin. Era căutat de 6 luni după ce dăduse o spargere la o bijuterie din Reșița. Furtul a avut loc pe 7 ianuarie. Hoțul ar fi pătruns în magazin prin plafonul de beton. Apoi a pus mâna pe un seif plin cu bani, dar și pe jumătate de kilogram de bijuterii din aur. Magazinul este prevăzut cu sistem de alarmă care s-a declanșat în cursul nopții. Proprietara și agenții de pază au venit la fața locului, dar au verificat doar în exterior. Cum intrarea în magazin nu fusese forțată, au plecat liniștiți, convinși că a fost doar o alarmă falsă. Însă a doua zi au descoperit jaful. Angajatele salonului de coafură din vecinătate au recunoscut ulterior că au auzit zgomot provocat de bormașină în zilele premergătoare jafului. Însă nimeni nu a bănuit ce se întâmplă. Acum, după ce a ajuns pe mâna poliției, pungașul din Reșița riscă ani grei de pușcărie. Intervenție în forță a jandarmilor pe o stradă din Lugoj. Totul după ce un echipaj al ambulanței a fost amenințat cu un topor. O femeie a devenit recalcitrantă și a sărit la bătaie. Medicii au fost nevoiți să cheme mascații pentru a scăpa din mâinile agresoarei. Mai mulți polițiști și jandarmi au fost nevoiți să intervină în forță într-o gospodărie din Lugoj. Echipajele de intervenție au folosit căștile și scuturile pentru a se apăra de o femeie care era foarte violentă. Mai mulți oameni care locuiesc în zonă susțin că tatăl femeii, fostă profesoară, a cerut ajutor după ce fiica lui a făcut o criză de nervi. Ajuns la locație, echipajul de la ambulanță a fost întâmpinat cu un topor, astfel că salvatorii s-au retras și au cerut ajutor polițiștilor și jandarmilor. După minute bune de negocieri în care femeia a spart mai multe geamuri și a aruncat cu borcane, jandarmii au decis să o imobilizeze cu forța pe fosta profesoară. Folosindu-se de scuturi și căști de protecție, jandarmii au dat buzna peste femeie, reușind să o încătușeze și să o liniștească. Femeia a fost predată echipajului de la ambulanță și a fost escortată de polițiști la spital. Cel mai probabil aceasta va sta o perioadă într-o clinică de psihiatrie. Imagini apocaliptice în România. Apele au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. În Maramureș, râurile negre scurse de pe versanți au adus cu ele pietriși, bolovani, trunchiuri întregi de copaci și au luat pe sus tot ce au întâlnit în cale. De la mașini, podețuri și chiar oameni. Doi turiști străini au fost surprinși de viitură la mănăstirea Bârsana, unde drumul a fost distrus, la fel și zidurile care împrejmuiesc lăcașul de cult. Iar de vreme ara, nu scăpăm prea curând, o avertizare cod galben de furtună în Timiș a fost emisă de meteorologi. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ploile și vijeliile din ultimele 24 de ore au afectat 12 localități din 8 județe. Prăpăd a fost mai ales în Prahova și Maramureș, dar și în Cluj. În această perioadă au fost emise 65 de atenționări și avertizări de vreme rea și producere a inundațiilor. Pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 7 case, 18 curți și 10 subsoluri. De asemenea, în județele Mureș, Prahova și Timiș s-a intervenit cu accesorii grele de descarcerare pentru îndepărtarea a 3 copaci căzuți pe șosele. O ploaie torențială de câteva zeci de minute a provocat inundații apocaliptice în mai multe zone din județul Maramureș. La mănăstirea Bârsana a fost jale. Viitura venită de pe versanți, pietrișul, bolovanii și chiar buștenii de mari dimensiuni aduși de râurile negre au acoperit șoseaua. Apele murdare au ajuns până la genunchi. Doi turiști olandezi aflați în vizită la mănăstire au fost surprinși de șuvoaie în parcare. Oamenii au rămas captivi între ape după ce podețul din zona mănăstirii Bârsana s-a rupt sub forța torentelor. Alte două persoane nu au mai putut să iasă dintr-o rulotă prinsă în mal. Intervenția autorităților locale a fost una promptă, iar persoanele blocate de viitură au fost salvate. Turiștii aflați la Bârsana au tras spaima vieții lor. Hai.
Pe toată Valea Izei a fost prăpăd. În Oarța de Sus, străzile s-au transformat în topogane amenințătoare. Orașul Sein din Maramureș a primit avertizare de cod portocaliu de vreme severă, iar autoritățile au dat imediat alertă de ploi torențiale, descărcări electrice și grindină ca să preîntâmpine ce e mai rău. Și orașul Cluj-Napoca a fost lovit de ruperea de nori. Apele au înghițit mașinile, iar traficul rutier și cel pietonal au devenit un coșmar. Cam asta este situația la Cluj. Apele s-au năpustit pe zeci de străzi în Cluj-Napoca, unde canalizarea nu a funcționat. Ploaia abundentă a lăsat în urmă un adevărat haos. Străzile s-au transformat în ștrandi, iar mașinile în mici ambarcațiuni. Mai multe imagini care au apărut în spațiul virtual arată ravagile pe care le-a făcut furtuna în Cluj-Napoca. Un utilizator a scris: azi evitați Clujul, e asediat de apă, iar un altul a notat jovial: nu călcați peștii. Ploaia și viitura venite peste noapte au lăsat pagube importante în urmă și în comuna Poiana Câmpina din județul Prahova. Drumul principal și căile de acces din satele Pietrișul și Bobolia sunt pline de noroi și de bușteni aduși din pădure. Forța naturii a fost atât de mare încât a smuls asfaltul unui drum. Un bărbat a fost prins în viitură și a fost salvat de localnici care spun că așa ceva nu au mai trăit. S-a format un ciclon deasupra pădurii. Au venit niște nori negri din partea asta, au venit și din partea aia și... o tornadă, ceva, o furtună puternică. Prăpăd, efectiv prăpăd, pe zona, partea de jumătate a satului Pietrișu spre Bobolia și aproape toată Bobolia. Forța naturii, forța naturii. Că erau pe drum bușteni, lemne. S-a mai întâmplat așa ceva? Am mai fost, dar nu așa mare. Viitura a luat pe sus și o mașină. Și a venit așa frumos pe stradă, învârtindu-se ca într-o poveste, până a intrat pe Vâlcea aici și mi s-a proptit în podul de beton. Meteorologii anunță că o parte din România nu va scăpa de vremea capricioasă. Așteptăm averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie. După amiaza, în special în zonele montane și submontane și doar pe arii restrânse în rest, iar seara și noaptea cu precădere în regiunile sud-vestice. Nici duminică nu va fi mai bine. Deși maximele vor urca la 33 de grade în vestul, nord-vestul țării, dar și la munte, vântul va sufla cu putere. Am revenit la știri. Un bărbat din județul Olt a ajuns la spital după ce a fost bătut de hoți în propria casă. 4 oameni au pătruns în locuință și l-au tâlhărit. Au plecat de la el cu o sumă de bani și mai multe bunuri. Înainte să dea spargerea, cei 4 tâlhari, 2 adulți și 2 minori s-au îmbătat bine la un bar din localitatea Obârșia ca să prindă curaj. La miezul nopții au plecat spre casă, iar pe drum s-au hotărât pe cine să atace. Victima le-a căzut un consătean în vârstă de 44 de ani. Pungașii au pătruns în locuința bărbatului, care locuia singur. Deși ușa casei era încuiată, hoții au spart geamul acesteia și au reușit să o deschidă. Apoi l-au luat la bătaie pe proprietar. Din locuință au plecat cu 50 de lei, 2 telefoane mobile și 2 boxe audio. Victima se află internată la Spitalul Județean Slatina cu răni care necesită aproape 3 săptămâni de îngrijiri medicale. În tot acest timp, 2 dintre hoți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Unul dintre atacatori nu este la prima experiență, având antecedente penale. Și unul dintre minori riscă o pedeapsă dacă în urma expertizării se va dovedi că a avut discernământ la comiterea faptei. Polițiștii au reușit între timp să recupereze bunurile sustrase din locuința bărbatului atacat. Gest cumplit al unui bărbat din Drobeta, Turnul Severin. Individul de 52 de ani și-a ucis cu sânge rece mama cu mai multe lovituri de cuțit. Între cei doi a izbucnit o ceartă. Într-un acces de furie, agresorul s-a repezit la femeie și a înjunghiat-o. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Crima a avut loc într-un apartament din Drobeta, Turnul Severin. Agresorul de 52 de ani și-a înjunghiat mortal mama în vârstă de 76 de ani după o ceartă izbucnită între cei doi. Vecinii spun că soția individului este la muncă în Italia, iar acesta a rămas acasă să aibă grijă de copii. Locuia într-un apartament vecin cu cel al mamei sale, într-un bloc din cartierul Crihala, zona Dunărea. După ce și-a atacat mama cu 4 lovituri de cuțit, lăsând-o fără suflare, a plecat la el în apartament. După câteva ore a sunat niște rude
care au venit și l-au găsit pe criminal lângă trupul neînsuflețit al mamei sale. Când și-a dat seama că aceștia au anunțat poliția, bărbatul a fugit din apartament. A fost prins însă de poliție în trafic pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. Polițiștii au început cercetarea la fața locului, iar trupul femeii a fost dus la IML pentru necropsie. Gata cu aruncatul cojilor de semințe în locurile publice. Cine îndrăznește riscă să fie trimis la mătură. Au pățit-o doi tineri din Suceava pe care polițiștii au pus în lăture cojile de semințe pe care teribiliștii, ca să fim eleganți, le aruncaseră cu nonșalanță pe jos. Atât, ajunge. Aia ați făcut voie, da? Tu duceți la coș, unde la unde este un coșuleț frumos, civilizat, da? Cei doi tineri din imagine au trecut printr-o experiență rușinoasă după ce au mâncat semințe și au aruncat cojile pe jos. S-a întâmplat în foișorul din Parcul Central din Suceava. Cum au dat cu ochii de mizerie, polițiștii au devenit de neînduplecat, așa că tinerii au fost puși să măture totul. Imaginile cu cei doi au devenit virale pe internet. Tinerii ar fi trebuit amendați cu câte 200 de lei de persoană, însă polițiștii au vrut să le dea o lecție pentru a fi siguri că teribiliștii nu vor mai repeta fapta. O măsură asemănătoare a fost pusă în aplicare și joi seară cu un grup de tineri care mâncaseră semințe pe treptele casei de cultură. Poliția locală din Suceava a cumpărat 3 mături și 3 fărașe, care sunt acum la dispoziția echipajelor care patrulează în teren pentru a fi utilizate în astfel de situații. Taxele și impozitele datorate la fisc vor putea fi plătite prin check bank începând de luni. Anunțul a venit în ședința de guvern din partea premierului Viorica Dăncilă. Potrivit șefului executivului, inclusiv taxele de pașaport se pot plăti la check bank. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, anunța în urmă cu 3 zile că persoanele fizice au datorii către stat de 14-15 miliarde de lei acumulate în ultimii 5 ani. Ministerul Finanțelor vrea să stimuleze acum achitarea lor. Toate taxele și impozitele datorate către ANAF se vor putea plăti prin unitățile Check Bank. Până la sfârșitul acestui an, Check Bank nu va percepe niciun comision. Este vorba despre taxe datorate de persoane fizice, indiferent dacă acestea au sau nu au cont la check. Și taxele de pașaport se pot plăti la aceeași Check Bank, în aceleași condiții, prin intermediul celor peste 1000 de unități. Sibiul este în sărbătoare. A început Festivalul Internațional de Teatru, care va dura 10 zile. Evenimentul adună an de an tot mai mulți participanți, dar și spectatori. Peste 3000 de artiști și invitați speciali sunt așteptați să sosească la Sibiu zilele acestea pentru a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Fanfara a sunat pe străzile din Sibiu întreaga zi, iar localnicii și turiștii s-au asigurat că imortalizează toate momentele. Ropotele de aplauze nu au contenit să apară în urma prestațiilor participanților. Unii spectatori spun că și-au prelungit concediile ca să prindă și acest eveniment la Sibiu. Super frumos! Deosebit întotdeauna festivalul de la Sibiu. Îl ador. Am rămas special aici pentru festival. Câțiva dintre ei care au luat parte la edițiile anterioare au revenit la Sibiu pentru o nouă experiență. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu prezintă evenimente în peste 70 de spații, printre care biserici, situri istorice, pub-uri, dar și clasicele săli de spectacol. Pe lângă piesele de teatru, programul mai cuprinde ateliere, spectacole, lectură, expoziții, lansări de carte sau proiecții de filme. Este sfatul salvamontiștilor pentru turiștii care pleacă în drumeții. Reptilele atacă doar atunci când sunt deranjate, așa că trebuie să pășiți cu atenție dacă vă aflați în zonele stâncoase sau pe potecile de munte. De cât timp vii aici, copilul? De... Nu știu. Ce-ți păzără pe asta cu toculesa? Ai o găsită? O găsită? O viperă.
Vremea frumoasă din această perioadă este numai bună pentru drumeții pe chei sau pe traseele montane. Autoritățile însă dau câteva sfaturi pentru iubitorii ieșirilor în natură. În primul rând, să anunțe ce trasee urmează să parcurgă, să urmeze doar trasee marcate, să poarte echipament corespunzător și să fie atenți unde pășesc. Da. De care? Viperă normală. Ai viperă? Nu, ce s-a întors? Bineînțeles că mă tem. Nu știu, cred că sunt și prin zona asta. Mă gândesc în zona asta de karstică, cu pietre, sigur. S-ar găsi viperă și în zona asta. Ce știi despre vipere? Că n-ar trebui să le atingi și că se sperie de tine în general și dacă găsești un cuib de vipere, să nu mergi să le agiți. Atât. Eu niciodată n-am auzit vipera să atace pe cineva, vipera se apără. Asta presupune că trebuie să iei anumite măsuri sau să ai un anumit comportament în zona în care sunt vipere ca să nu se întâmple vreun năcaz. În primul rând, ceea ce recomandăm pentru zona de la noi din Cara Severin, care este cunoscută de când lumea că au fost vipere pe cheile Carașului, cheile Nere Herculane, recomand că atunci când mergem pe o potecă, în general e bine să ne uităm pe potecă, peisajul e foarte frumos, dar riscul să dai peste o viperă care traversează poteca sau stă la soare și să o deranjezi, să o calci, este mare. Dar în rest, având grijă pe unde umbli, nu este niciun pericol. Conform reprezentanților Direcției de Sănătate Publică din Caraș-Severin, în județ sunt 18 doze de ser antiviperin, 2 la Reșița, 15 la Caransebeș, o doză la Moldova 9, iar la Oravița urmează ca în următoarea perioadă să ajungă o doză. În cazul că aveți ghinionul să fiți mușcați de o viperă, este important cât mai puțină mișcare, pentru că făcând activitate, mișcându-te, deplasându-te, făcând efort, mărești circulația, grăbești circulația și răspândirea veninului în corp. Se poate interveni după o mușcătură de viperă până pe la 4-5-6 ore, funcție de cantitatea de venin, de loc unde e mușcătura și ceea ce este foarte important, că am observat, multă lume ne întreabă, n-aveți ser antiviperin? Serul antiviperin nu se administrează decât în condiții de spital. Jurnalul continuă cu informații externe. Acuzații grave la adresa Rusiei, administrația pro-occidentală din Ucraina susține că a depistat o navă militară rusă în apropierea insulei Șerpilor din Marea Neagră. Mai multe avioane militare ucrainiene au fost trimise în urmărirea navei, care s-a îndepărtat apoi fără incidente. Oficialii de la Kremlin au catalogat drept ridicole acuzațiile din partea Ucrainei. Nava militară rusă ar fi fost identificată în Marea Neagră de un avion Antonov al forțelor navale ucrainene, chiar în apropiere de insula Șerpilor. Aceasta era dotată cu sisteme de rachete, spun surse militare pentru presa internațională. Mai multe avioane ucrainene de recunoaștere au fost trimise să survoleze la altitudine redusă nava suspectă. În cele din urmă, vasul militar s-a îndepărtat fără incidente. Ministerul rus al apărării a răspuns ironic la acuzațiile aduse din partea Ucrainei, pe care le cataloguează drept ridicole. Știrea ridicolă difuzată de un ziar din Odessa despre interceptarea cu succes a unei nave ruse de atac în Marea Neagră de către un avion ucrainean de transport An-26 arată că umorul inepuizabil al locuitorilor din Odessa este încă viu. A declarat Igor Konashenkov, citat de Sputnik. Tensiunile dintre Rusia și Ucraina s-au amplificat după înlăturarea regimului prorus de la Kiev și după anexarea regiunii Crimea. Final de jurnal, nu ratați la Fix Talk B1 cu Irina Petrac.